este vast. Nașterea lui a durat câteva decenii. Văzute din cer, turnurile sale compun o imensă orgă liturgică. În acest episod ne-am strecurat într-o veritabilă metropolă industrială, iar ce-am găsit acolo poartă amprenta unui vis post-apocaliptic. Ia uitați-vă ce frumusețe! Din ce am văzut cu drona, există o patrulă care probabil că își face rondul la câteva ore. Dar nu știu dacă neapărat pasnicul va fi principala problemă, ci ca de obicei, în astfel de locuri, câinii. Ca să pătrundem în combinat, înotăm minute bune printr-un ocean de ciulini, urzici și tot soiul de plante agățătoare. Timp în care un uliu ne dă târcoale, iritat de prezența noastră. Asta este un uliu deasupra noastră. Bă, nu ne da de gol! Uitați! Asta crezi că ne poate ataca? La capătul acestui drumeac se află un post de pasnic, dar nu știm dacă este și activ. Bun, cred că am trecut de primul hop. Iarăși cred că vom pune foarte mult voice-over pentru că trebuie să vorbim încet. Primii germeni ai combinatului chimic datează din perioada interbelică, însă alonja de complex industrial a căpătat-o în anii 1950, devenind unul dintre cele mai mari combinate din țară. Căutăm o cale de acces spre turnuri, dar din păcate toate intrările sunt bine sigilate. Frustrarea e mare, evident, dar nu durează mult, fiindcă în clădirea alăturată ne așteaptă o delicatesă. Ingeniozitatea românească în acțiune. Oh, da, tabla asta chiar va ține invadatorii la distanță. Găsim o cameră de control care, din fericire, nu a fost complet jumulită. Aici, apăsând pe aceste butoane, se petrecea magia chimiei. Periculoasa magie a chimiei. Iată o altă cameră de control din vremurile de glorie ale combinatului. Ce ori? Ia uite-te pe gaură, că e acolo.
aici erau pompieri pentru partea asta, pentru secția asta, știi? Suntem în biroul șefului de secție și avem aici iarăși cadavre întregi de maculat. Oh, mirou un Cosma Sensation. Și o cască de ortă. Lanțuri cu role. Să duc programul la televizor. Așa să căli toțelul. Avem camera de control. Avem vestiarele, avem vrafurile de documente, avem măștile de gaze. Ce mai lipsește din combinație? Un laborator horror. Aici avem mască de gaze. Cu tot cu filtrul. Și o mașină de scris. Pipete. Coborăm, ieșim, frate. Ok, deci ați văzut că până acum am găsit câte ceva. Iar acum, eu nu știu cam cât am explorat. 10% să fie asta? Mai puțin de 10%, nu? Da. Ok. Iar acum vedeți ce e aici. Aici e zona de... Dacă vrei să-ți iei concediu. Dacă vrei să... Da, exact. Poți să vii într-un concediu de urbex aici. Uite, chiar am putea face sejururi aici. Da, da, da. Știu că se fac tururi, începem cu concediu.
Exact, noi, exact, asta ar fi mișto, să facem concedii de urbex aici. Da, pentru că îți trebuie într-adevăr un concediu să poți acoperi toată această junglă de betoane. Nici nu vreau să-mi imaginez ce este pe acolo. Pe clădirea aia de acolo, din față, se vede ceva galben sus și dacă nu mă înșel, s-ar putea să fie o stemă pe ea, într-o stare foarte bună. Falimentul combinatului a venit după o lungă agonie, fiind jalonat și de o privatizare care a dus la reorganizarea sa, însă fără un efect notabil, ca multe dintre combinatele care au trecut prin mâinile magnatului Ioan Nicolae, cândva cel mai bogat român. Am pornit în căutarea stemei depistate mai devreme de Ionuț. Soarele a incendiat amiaza, iar zăpușeala ne suge de vlagă, și colac peste pupăză am uitat să luăm apă cu noi. Deci suntem doar la cheremul depozitelor noastre de salivă pentru a ne potoli sedea tot mai mare. De el. Pentru că acolo e posibil să mai fie boscheți mai mulți. Și mărșăluim, și mărșăluim, și mărșăluim prin pampas, încasând urziși pe picioare și pe brațe. Ia apă. Mergem printr-un șanț, printr-un tranșeu. Să vă prind că nu dați like la clipul ăsta, când nebunesc. Ce facem noi aici? Ideea este să ajungem într-o zonă mai strâmtă a aleii principale, dacă există așa ceva, sperând că vegetația asta luxuriantă se va revărsa de o parte și de alta a drumului și că astfel ne va camufla când vom trece, sau măcar să fim la o distanță suficient de mare încât să păcălim vigilența paznicului. Altuma? Suntem rupți, n-avem apă la noi. Ne-a bătut soarele în cap. Eu nu ți-e praf, eu mă mai țin cât mă mai țin. Dar lui e foarte sete. Eu nu-ți mi-este să, dacă mai stăm mult aici, să nu începem la formula Rambo, să ne bem urina. Nu, ca Che Guevara. O să mă uit pe Google Maps să văd dacă găsesc vreun lac și merge și bem apă de acolo. Merge și bem apă cu... Ia să plecăm pe unde suntem. Deșeuri. Da, e foarte grea misiunea asta, pentru că este și... una dintre cele mai dificile. Da, cred că e una dintre cele mai dificile. Este și platforma imensă. Și nici nu știi ce mai funcționează, ce nu mai funcționează. Suntem aici, noi. Oricum, cred că suntem primii care intră aici. Nu cred că a mai fost cineva să o exploreze. În același timp, nici asta nu cred că a mai fost reactivată așa ocazional, pentru că e jungla aici, sunt locuri întregi care n-au mai funcționat de prin 2013. Paznicul există aici pentru că... L-am văzut. Pentru că au fost activele scoase la vânzare acum câteva luni. Și mai păzește, probabil, fierul vechi de aici, asta mai păzește, nimic altceva nu mai e de păzit. Ok, am auzit ceva ca o muzică. Să sperăm că nu este... Nu trece cu mașina să-și facă rondul. Dacă trece, ne culcăm în iarbă. Mie să nu fie țigani pe aici care vin la fier vechi. Ce ați auzit a fost mașina paznicului, trecând la mică distanță de noi. Noroc că ne aflăm în spatele unui lan de stuf. Da, suntem pe o fostă linie de tren și am ajuns într-o nouă aripă a combinatului. După ce
cred că am scăpat de problema pastelului deocamdată. Drumul ne poartă acum printr-un labirint fascinant de conducte. Fier vechi. Pe acolo au mai jumulit cât de cât. S-auzea muzică înăuntru, de-aia mi-am oprit acolo. Era cineva înăuntru. Să sperăm că nu ne-a auzit, nu ne-a văzut. E curent electric aici, în astea. Urmează poate cea mai dificilă porțiune. Tot mai însetați, ca și când am avea jar încins pe cerul gurii, ne aventurăm printr-un mărăciniș voluptuos, dement, asupritor. Nici măcar un câine n-ar fi atât de tâmpit încât să o apuce pe aici. Noi însă suntem. În viața mea n-am intrat într-o asemenea junglă. Aici au tronat cândva niște turbine uriașe, a căror dispariție le-a adus probabil unora mulți bani. Pentru asta am venit aici, pentru asta am bătut-o drumul ăla.
penetrant și ajung în fiorătoare. Ah, este contrajur, dar nu mă interesează, suntem rupți. Am venit pentru aceste două steme cu Republica Socialistă România. Le-am văzut de la distanță cu binocul. Suntem aici de la ora 3 și e aproape 7 și ceva, deci de 4 ore și ceva, mântuim pe aici. Până la urmă, am dat într-un fel nasul paznicul, dar am tras un sprint și am crezut că numai în filmele horror e posibil să cazi, să te împiedici când alergi. Am căzut pe burtă, am trecut printr-un șanț imens, îmi depășeam înălțimea și am notat pe aici și acum suntem rupți, sunt urzicat tot, cred că mai puțin pe față. Eu nu mai simt, simt acum usturimile că se calmează adrenalina. Mă ustură mâinile peste tot. Când o să calmeze adrenalina o să fie nasol. Da. Deci știi ce s-a întâmplat? Când am văzut câinele ăla, mie mi s-a prins becul și am zis ce caută câinele ăla dacă nu-i cu stăpânul. Și ăsta unde era? După colț. Avea o cămașă albă. Da? Da. I-am văzut burta și cămașa. Era fața la noi sau cu spatele? Era cu fața spre gardă. Dar ne-a auzit, cred că... Cred că ne-a auzit, da. Am zbugit-o pentru fișuri, cred că... Da, cred că ne-a auzit. Hai să vă arătăm puțin că începe apusul. Uitați, aici începe Golden Hour-ul. Aici avem... mai avem de străbătut la anul ăsta. Da, mai avem de străbătut la anul ăsta și mers până în capăt, acolo unde se vede turnul ăla de apă, că pe acolo avem mașina. Suntem vraiște, dar totuși plutim. De ce? Fiindcă pentru un urbex junkie, un combinat e ca un Disneyland.